Persoanele care aruncă gunoaiele în natură vor fi amendate, iar cei de la Garda de Mediu pot să le confiște inclusiv mașina. Legea le permite încă din mai să ia asemenea măsuri, iar acest lucru s-a întâmplat deja în Mehedinți. Comisarii gărzilor de mediu i-au amendat de-a lungul timpului pe cei care poluează natura. Mai mult, amenzile pentru cei care aruncă gunoaie au fost mărite, iar în situații grave se poate ajunge până la confiscarea automobilului sau autospecialei cu care au fost transportate deșeuri periculoase pentru mediul înconjurător. Severinenii sunt de acord cu această măsură luată, considerând că doar așa mediul înconjurător poate fi salvat. Cei care aruncă gunoaie în natură nu mai riscă doar o amendă, ci și pot să rămână inclusiv fără mașină. Ce părere aveți despre acest lucru? Da, este un lucru bun acesta, pentru că sigur, dacă toți ar veni și ar arunca gunoaie în natură, vă dați seama, s-ar face mulți de gunoaie. Și normal, unde am ajunge și să le se confiște mijlocul cu care aduc gunoaie. E ceva normal. Acest lucru s-a întâmplat deja în Mehedinți, când un bărbat dintr-o beta Turnul Severin, care aducea moluz pe un teren neîngrădit, a fost amendat cu 15 milioane de lei și a rămas inclusiv fără mașină. Oamenii sunt de acord cu aceasta, considerând-o cât se poate de educativă. E bună ideea care a venit, pentru că în natură trebuie să fie curat. Deci ieșim în natură pentru aer, pentru apă, pentru relaxare, pentru... și când vedem toate mizerile alea, parcă te cam oprește. Și ploile de acum, într-adevăr, au fost extraordinare. Torenți au scos la iveală toate pietrele, toate mizerile, toate... Nu se poate. Și ăștia mergeau pe râuri cu ele și le duceau mai departe și se duc la Dunăre. Și deci nu e suficient că infectează pădurea, și nu că infectează, dar este și aspectul foarte urât. Comisarii gărzii de mediu spun că de acum încolo vor patrula în trafic 24 de ore din 24 cu mașini neinscripționate, astfel încât șansele de a-i prinde pe cei care aruncă gunoiul în natură să crească. Este adevărat că sancțiunile aplicate pot fi contestate în instanță. Însă, dacă judecătorul le dă dreptate, mașina confiscată va fi scoasă la vânzare de către autorități.